Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou vlog, aici fermierul vostru preferat. Am ceva aici și vreau să iau de ceva timp și am găsit astăzi. N-am găsit ce căutam, exact ce căutam, dar am luat și noi ultimele bucăți. Adică am luat cartofi. Oh, am luat rații. Am luat 10 rații. Eu cred că sunt 5 cu 5, 5 cu coș, 5 rații. O să păsez 5 mascul, 5 rații. O să păstrez un mascul și restul rații. Aia 4 îi mai cresc un pic și îi tai după aia. Asta trebuie să o duc înapoi la târg neapărat la voluntari, că i-am lăsat omului garanție pe aia 150 de lei. Mamă, ce-a făcut în porbagaj, nici nu vreau să te uiți. Rest am luat astea, o să vă mai fărăsc când să le pun. Urmează să le fac și iazi, dar nu astăzi, pentru că astăzi este duminică și facem mai pe relax, pentru că este sărbătoare. Deci ne vedem zilele următoare. Bun, câteva zile mai târziu, după ce am adus rațele, azi e luni sau marți, nu știu exact, în fine, vreau să fac aici fața solarului, să pun și pe partea. N-are nică. Miercuri. Vreau să-i pun folie aici, să termin mai aici unde urzica. Ajutorul meu se pare mânică lungă, deci nu se urzică, mănuși, tot ce trebuie. Asta vreau să arăt, se știe cine mi-a dat astea, să rămână mult, că tot îmi spunea că nu le folosesc și îmi scotea ochii, să zic așa. Le folosesc mai ales la bureană. Și astăzi cam asta o să facem, mare parte, o să mă apuc în partea aia să tund ce a crescut, dar prioritar e aici, oricum am făcut destul de multă ordine, erau toate astea băgate pe acolo și a trebuit să mă bag manual, am smuls cât am putut, mai e partea aia, curățăm și partea aia, după aia venim cu folie, o să-i bag niște uri de alea din sârmă și știu că porțiunea s-a terminat-o. Și după aia ne apucăm încolo, pe lângă solare, ca să-i pun și acolo folia și vedem cât mai reușim să mai facem, că avem și niște drumuri astăzi de făcut și nu știu exact cum ne încadrăm. Vă pun pe trepied și dăm pe repede înainte ca să meargă treaba. Bun, este timpul, că a făcut șniții 6 săptămâni și trebuie să mergem cu ea la veterinar să-i facem vaccin și spune dacă mai trebuie ceva de parastare internă sau așa. M-am uitat în dejecții, nu face cu virmișori, deci nu știu. În mine, poate să alege cu vreo jucărie, eu zic. Am învățat-o deja să fie pupăcioasă. Bun, ne revedem de la veterinar. 2000 years later. Ceva ore bune mai târziu, am făcut și drumurile. Am curățat aici, am făcut lună, am scos după cum vedeți tot ce era pe aici. Asta era niște linoleu care mi-a rămas mie și acopeream acolo, trage un pic pe ăsta, pe hidrofor și pe alea ca să nu plouă pe ele, dar o să le fac, în fine, hidroforul o să fie mutat cum ar fi, o să-l răsucesc aici și aici o să-i fac eu cutie ceva să nu mai plouă peste el, că se vede că am trecut vremea peste el, să zic așa. Am și aranjat-o pe asta aici, n-am tăiat-o încă, urmează. Dar am curățat și în partea aia, cât de cât, în fine, acolo o să intre motocultorul și aici. Și acolo o să fac, că nu mai știu exact unde e furtunul, s-ar putea să fac vreo nefăcută cu motocultorul. Uitați furtunul aici, vedeți? Și vine așa, l-a acoperit pământul și uite, vezi aici, nu-l găsesc. Da, în fine, ați înțeles ideea, e undeva pe aici, o să sap pe lângă ca să văd unde, deci o să pun scânduri sau ce mai am eu, materiale pe care nu mai folosesc, ca să facă un fel de grădiniță. Și aici, de exemplu, să zicem, o să fie ceapă verde și partea aia usturoi, că sunt spații moarte, nu prea poți să faci mare plantație pe astea. Am curățat și aici, nu la perfect, adică n-am smuls, mai mult am băgat aia manuală, așa, mai am un pic aici. Am curățat, am tăiat și aici, dar am obosit rău de tot. Și vrem tot astăzi, de aici m-am apucat un pic să smulg, dar am zis să fac mai întâi ce era mai prioritar. O să ne băgăm tot astăzi să curățăm până în capăt, deci asta e prioritar, să îl curățăm până în capăt, ca să putem să-i punem de asta. Să știm că am terminat cu treburile astea. În schimb, că de ce nu mergem acum acolo și facem altceva, haideți să vedeți cum arată căpșunile scoase din bureană. Ta-da, bine, nu știu dacă am... Ba da, cred că am pus camera pe mine pe repede înainte când m-am apucat eu în partea asta. Ați văzut ce era, au murit destul de multe. Am făcut chestia de am pus fân, cred că știți, care sunteți mai vechi pe vlog. Am pus paie de-astea, cea mai mare greșeală, din multe puncte de vedere. Dă buroiana printre paie, umiditatea, recunosc, o ține mult la bine, dar în schimb toți dăunătorii se ascund sub. Știu că și sub folie se ascund, dar parcă nu în halul ăsta cum se ascund aici. Dacă iau acum, nu asta, folia aia care e veche acolo e de câteva luni, vă arăt că nu sunt atâția dăunători și dacă încep să zgârm aici prin paie,
încep toți puturoșii să sară în sus, ceea ce nu-i bine, că-i cui pentru ei. Plus că nu prea, fănu, să vă zic sincer, nu prea mi-a apărat căpșunile să nu fie mâncate sau atacate de gângănii. Deci din start curățăm acum, astăzi venim să curățăm ăsta cât de bine se poate. Îi dau drumul la picurare, sperăm până vine frigul și nu mai formează, că uitați, după cum vedeți aici, v-am zis că am căpșun de fapt tot anul. Asta are floare și aveam undeva pe aici, dacă mai găsim, chiar sunt curios dacă mai găsesc. Dar nu știu că am făcut, cred că se vede, cred că e asta de aici, nu mai știu sigur să vă zic. Dar uitați aici, deci, de exemplu, aveam căpșună. Dar fiind, nu uitați, căpșună, mini căpșună. Fiind în buruiană, nu avea ce să mai facă, mă mir că au mai trăit atât de multe. După, și după frunze se vede că au fost destul de afectate. Uite un greiere, care are alt greiere pe spate. Își plimbă copilul, cred că, în fine. Curățăm cât de bine putem aici. Uite și aici un cu căpșună. Bine, nu-ți dă mâncat, dar vă zic, formau dacă aveau... dacă erau curățate și toate astea. Problema cea mai mare e că am un furtun aici spart, dar o să-l testez astăzi. Cred că ăsta de aici e spart și mi-a aruncat foarte mult apă în partea asta aici și aici vedeți că a dat bureană de asta nasoală pe care uitați-o pe cât e. E asta nasoală, e, cum să zic eu, e migăleală la ea. Încerc să iau mai de sus ca să nu iau cu căpșună. Acum cu agața și căpșună n-am ce să fac, mamă, și migăleală la asta. Deci trebuie neapărat să repar furtunul ăla, că mai am furtune de astea de picurare. Să curățăm bine, bine pe scurt. Îi dau drumul la picurare, îi dau multă apă zilele astea. Ce mă interesează? Până vine frigul, să se mulțească și se vor înmulți. Dacă îi dau apă multă, am timp, o lună, să sperăm că mai ține vremea asta cât de cât decentă, să se mulțească, după aia scoatem tot. Mă bag cu mâna mea dreaptă, scoatem tot de aici. După cum vedeți aici sunt mai mulți puieți și s-a întins unde a putut, s-a mai dus încoa. Na, a făcut și aici puiet. Îi scoatem, îi băgăm, uite până s-a dus puietul. Deci linia e aici și a venit până aici puietul. Ia, și aici, uite, mai avem încă unul. Dar vine, nu-i scot acum, că n-ar o să-i stric acum. Le dau apă și iar ne-i mutăm. O să fac, nu știu cum se numesc alea, nu știu, cred că nici tu. Piroane, nu știu cum le zice. Da, ridici un pic pământul. Și venim cu folie și facem găuri în folie și punem așa, pentru că e multă muncă în modul ăsta. Adică, cum am făcut în solar, de-am salvat extraordinar de mult timp, că nu mai stau la buroane. La buroane intru foarte rar la un solar. Așa vreau să fac și afară ca să nu mai muncesc atât de mult. Nu cred că avem timp asta să bag motocultorul pe unde am curățat, adică zona asta de aici. Și cred că nici acolo, dacă aș reuși să o culc și pe aia, dar nu știu acum mă bag la smurz la aia, cred că o bag să o tai. Mi-am mult, m-a rupt pe braț, m-a terminat. Nu cred că avem timp să băgăm astăzi motocultorul și nu-mi bag în plan asta. Mâine am la animale de făcut, avem de făcut animale. Cam asta e programul, să vă pun pe trepied și continuăm. Filmează un pic fața solarului, te rog. Cât spațiu e acum și cât de curat și de frumos e. Și o să fac tot posibil acum să ținem așa, să ținem cât mai ordonat. Eu mi-aș dori, dacă s-ar mulți astea ca lumea, sunt 1, 2, 3, 4, 5 rânduri. Eu mi-aș dori să mai venim cu încă două până în partea asta. Eu am în cap aici în primăvară sau în toamnă să vin cu pomi. Știți că am cealaltă, dar caprele i-au terminat. Caprele în continuare au acces acolo. Gazonul încă e ud, că l-am udat, tot îi dau apă ca să crească. V-am zis vlogurile anterioare că o să stai acum în boxa aia, le-am cărat la buroiană de asta, le-am cărat de au burțile pline, ca să las și gazonul ăsta să mai crească un pic. Și aș veni aici cu pom fructiferi câțiva, pentru că de acolo ei n-au cum să ajungă, nu mi obturează nimica, nu mi acoperă nimica. Și să mai vin cu căpșun până în ei, până nu știu, cred că mai intră cam două rânduri, părerea mea. Și în fine, visul meu, dar nu reușim la anul, poate peste 2 ani, între ghilimele, zis visul meu, e să ne ducem până acolo. Știți că planul meu ăsta a fost să mă duc până unde e ultimul stâlp de la Smeură. Dar n-avem de cum să mulțim astea atât de mult într-o lună, n-am nicio șansă. Dar aia e, facem anul ăsta, dacă reușim să mai venim cu încă două rânduri în coa. Și la anul, fiind îngrijite, o să fac iarăși puieți, sau cum le zice, sau stoloni le zice. Și mă duc cu stolonii până în capătul ăla și ăsta o să fie numai de căpșuni. Și de la anul sau peste 2 ani, de fapt de la anul, puteți să veniți, vă băgați frumos pe aici, că o să fie cu folie cu alea, veniți și vă culegeți căpșuni, smeură, mure și struguri. Bine, vă dați seama că nu o să fie toate în același timp. Căpșuni și smeură o să avem tot timpul. Am doar două fire de mure care fac tot anul. Nu știu dacă pe piață se găsesc așa ușor, dar astea smeură, de asta se face tot anul, se găsește, oricum am o grămadă și eu. Dar să vedem cu murele astea cum facem, aș vrea să am mure la fel ca smeura tot anul, că nu o reușesc să o vând, ca să se strică repede dacă nu o vinzi. Un gem, un alta, e de la puturos pe tine, e plin de ăștia. Asta vorbeam mai devreme cu mâna mea dreaptă, cu ajutorul meu. A fost foarte multă bureană aici și când am smuls și am spune la un moment dat că smulgea și cădeau de ăștia puturoși o grămadă. Ăștia mare parte stau în bureană, dacă curtea ar fi fost pusă la punct și mi-a mai dat, cum a zis, un pom care face agricultură de mulți ani de zile. Degeaba stropești doar în solar să scapi de dăunători, dacă pe lângă ai, de exemplu, smeură și nu ai stropit. Deci la anul, când o fi din primăvară și începi să dea dăunătorii,
Când fac stropirea în solar, o fac în toată ferma. Tot, fiecare pumn și toate chestiile astea. Dar cum a fost, solarul a fost acoperit, a fost înconjurat de burenă, dacă înăuntru nu mai erau, că n-au mai fost, că am făcut stropirile, veneau de afară, destul de repede. Bun, vă pun pe trepied și continuăm. Mâna mea dreaptă o să facă la astea, că eu nu am răbdare, nebunesc la când văd ce e aici, că trebuie să se bage printre, nu știu cum să vă zic. Adică, de exemplu, aici sunt foarte multe căpșuni, dar e și burenă și trebuie cu cea mai mare grijă, eu nu am răbdare asta, n-am atâta răbdare. Uite că a reușit și cu ăsta, nu, n-am atâta răbdare. I-am zis că dacă cu cât curăță mai bine, cu atât o să se mulțească mai repede, că au soare, au lumină, au aer, se respire și cred că n-a făcut decât două rânduri, jumătate din două rânduri. Adică să zicem că a făcut un rând abia, ca lumea. Primează rândul, că tu l-ai făcut. Din păcate aici, nu știu, ba da, uite că și pe aici mai sunt. 1, 2, 3, uite că sunt mai mulți, trebuie să dăm astea la o parte de aici. Și le împingem așa ca să aibă, uite. Ăsta la fel, ăsta săracul, nu lasă-l așa, că poate ajunge apa și la el și pleacă mai departe. Uite, ăștia sunt înmulțiți, vezi? Ăștia au plecat din ăsta. Uite, furtunul de picurare aici. Și să vedem, sper să o ia razna pe aici, sper să se facă... ce mai vechi, știți, toamna trecută cum a fost aici, că era covor la un moment dat și mi-a zis cineva că, bă, nu trebuie să lași atât de mulți. De-aia punem folie la anul. Punând folie pe ăsta, din ce am văzut la alți oameni care fac agricultură la un nivel mai înalt, nu mai pun în viața mea pe aia, uitați ce e aici. Și mucigăiesc astea, nu sunt bune, aduc bol la ăștia, nu mai fac așa. Astea, uitați cum arată, sunt terminate frunzele, în fine. Ridicând, și fiind doar o gaură, cum am făcut la roșii și la toate alea în solar, să zicem că rămâne ăsta, da? Ăsta, de exemplu, firul ăsta se va prelungi mai departe să facă încă un stolon, dar n-are stolonul unde să mai prindă. Și automat vii doar cu foarfeca și l-ai tăiat. De exemplu, dacă nu vrei să faci cum am făcut anul trecut pădure aici. Cred că uite, ăsta era un exemplu bun, dar nu, că n-am mai plecat din ăsta. Dar să zic, uite, ăsta e burână. Hai că am smuls-o, dacă e gata, acum am smuls-o. De exemplu, din ăsta pleacă mamă, ăsta, cred că dacă mai țin un pic cald, mai mâncă în căpșuni. Din firul ăsta, să zicem, pleca mai departe, se lungea, făcea stolon aici. N-am un exemplu să vă arăt, dar ați văzut, uitați la vlogurile mai vechi. Acum o să tragem folia, am pus-o pe partea altă, ideea e că n-am făcut încă sârme, mai trebuie un pic mănușile. Mănușilii. Încă nu am pus, n-am făcut sârmeuri, pun așa, momentan, acum un pic de formă și să stea, ca să nu mai dea burana și mâine o să-mi rup un pic de timp. Ideea e că mai, ba da, știu unde e sârmă, dar e cam subțire, e un pic mai subțire, aia vreau să pun de aia de dulgherie, că ține mai bine când o înfig în pământ, asta pe care o am mai subțire se face iure. Așa cum o să vă arăt, ajutorul meu o să țină de folie aici și o să plec cu rola. Ținu, uite, vină cu aici. Și acum încet, încet. Oricum acum ce mai a mai rămas în viață sub asta, că n-am putut să, nu stau acum, mai sunt de astea, nu stau să iau la chestia asta și așa. Ideea e că asta o sufoc acum. O sufocă pe toată. Deci oricum o să moară, nu o să aibă viață lungă. Asta era că trebuia un pic îndreptat aici, dar vedem, o pun așa acum, poate și poate o să îndrept după aia, nu știu, ideea e că se discuie destul de recent. Sau am așa că l-am discuit, dar n-a fost presat, tasat. Și acum să-l îndrept, o să fie un pic de muncă. Opa, haide, ia să-i să iau asta de aici, să îndrept așa. Bune mănușile astea, dacă se uită omul care mi le-a dat, să știe dânsul, să rămână, a făcut mare cinste. Mare ciubuc. Mai îndrept dacă e ceva, că nu o prind acum ca lumea. O mai pun drept, mai îndrept atunci solul. Acum de la smulsul de bureană s-au făcut bagăuri, nu mai așa drept. Migăleală, dar măcar știi că faci odată și nu mai dă mult timp. Toată porțiunea asta nu mă interesează pe mine să... Nu vreau, de fapt, e ca și sfat și pentru ceilalți. Nu plantați lângă aerisirea solarului, pentru că mai ales vara, știți că la un moment dat am avut un cap aici să fac câteva rânduri de zmeură sau de mure, de fapt de mure vreau să fac, de alea de fapt tot anul, știți că am fața solarului mic, goală, era cea mai mare greșeală pe care puteam să o fac, vântul să zicem care venea din partea aia, n-avea cum să mai intre în solar, pentru că astea făceau ca un zid natural,
Nu plantați nimica. Aici știu ce voi face. Nu va sta nici porțiunea asta de pământ. Nu știu cât am apucat să zic sau nu în alt vlog. Nu o să mai pun vinete în solar. E cea mai mare prostie posibilă. Adică vreau să testez la anul să văd cum merg afară. Aș vrea să-l testez prima oară fără plasă, folie de umbrire. Vedem cum merge. O să pun de asta prima oară și afară, să le bag pe curare și o să dau găuri, cum am făcut la rușii, găuri în ele și o să pun vinete. Cresc mult prea mult în lățime și în lungime, să zic așa. Înțelegeți ce vreau să zic? Diametrul lor e mult prea mare, ocupă mult, mult prea mult spațiu în solar pentru cât produc sau, cum să zic eu, nu știu cum să mă exprim. Nu cresc în înălțime să fie producția pe înălțime, e producția pe sol și nu poți să mai pui nimic lângă ele, te chinui, n-ai cum să treci. Și dacă aș lăsa, să spunem, aș pune două rânduri de vinete și aș lăsa spațiu între rânduri de un metru, credeți-mă că tot nu e locul. Frunzele ajung să se lovească una în alta, cel puțin, nu știu ce au avut vinetele astea de anul ăsta pe care le-am, dar au crescut mult prea, mult prea mari. Așa că la anul niciun caz nu mai bag vinete în solar. Testez chestia asta, o să pun aici afară toată porțiunea asta de aici, o să o discu, eu pregătesc frumos, mai cumpăr niște folie de asta, îi bag furtune de picurare și încerc prima oară fără folie de umbrire, în caz că văd că nu face mai nimica de la soare. A venit regele, care e grădinar, știe că nu prea are voie aici, dar îl las acum, că e și un iepure aici în grădină, că v-am zis că am iepurea ultimii pe care i-am pitici, sunt liber prin toată curtea și mie să nu-l găsească să-l prindă. Da, și așa o să fac la anul, în caz că văd că frunzele sunt arse sau nu produc din cauza, nu produc vinetele din cauza soarelui, ceea ce nu știu să mă pronunț dacă așa e sau nu. În cel mai rău caz bat câțiva par de câteva rectangulare, sârmă de la cap la cap și mă prind după aia cu de-asta de umbrire, mă prind pe ea. Bun, și acum mă duc în continuare cu ea. Ideea e că aici o să fie un pic mai nasol, pentru că după cum cred că vedeți în spatele meu, se cam strâng solarele între ele. Dar cred că mă duc până unde îmi permite lățimea asta, o tai după aia și după aia va trebui oarecum înduită. O să vedeți imediat. Trebuie să scut eu asta țava, să lăcea să-i țava de la solarul mic, de închidea laterala, dar știți că am făcut solarul mare, mi-au venit și mi-au făcut și câteva modificări și asta a zis că nu mai trebuie. Găsesc eu utilitatea asta, doar că trebuie să o desfac sau să o tai mai multe, că uitați cât de lungă e. E fix cât avea, 10 metri sau mai mult de 10 metri, cât avea solarul mic în lungime. Solarul mic care în curând trebuie și el pregătit, că vreau să pun ridichin el. Mamă, păi și aici e mai lat. Da, nu, aici va trebui să... Ha, o să fie bătaie de cap. Distanța dintre astea două aici e mai lată. Și după aia mai în spate e mai... Da, vedem. Cred că iau din capăt unde e mai mică și adaug aici, nu știu, văd. Aici chiar nu vreau să mai crească buruiana între ele, că și așa e puțin spațiu. Abia circulă aerul, dacă mai e și buruiana, n-am făcut nicio treabă. Opa, mi-a pierdut papucul. Gata, deja aici nu mai permite să mă mai duc, că am ajuns în ambele solare. Cam asta e. Și va trebui să tai acum, să mă duc cu ea încolo și o să tai ce e în dreapta. Da, lasă-mi stânga bucata întreagă. Tai ce e în dreapta și aia e mama. Așa facem. Cam așa a rămas aici, în partea asta. Am dat drumul deja la picurare. Ideea e că am foarte multe furtune de picurare, le-am înțepate. Cum e aici. Ăla, am multe și pe aici și în loc să meargă pe rând, îmi aruncă stânga-dreapta, îmi aruncă aiurea. Ideea e că acum mă interesează să hidrat, să joacă lăbușa cu vulpița, n-am ce să le fac. Vulpi! Lăbușa? Ce aveți tata? Aveți chef de să ceartă? Aute-i! Mă interesează să hidratez cât mai bine acum, că căpșunile o perioadă destul de lungă de timp ca să se mulțească. După aia ne extindem. O să car alea mâine, alea de buroane, că deja s-a făcut 6. Cred că se vede, de fapt. Filmează un pic solarul, că se duce soarele în curând. Trebuie să mai am animale, dar uite Milka se pupă cu alpaca. Se pupă cu alpaca. Mai am depus mâncare, apă la animale. Trebuie să-i bag pe toți ăștia înăuntru, că au mâncat la buroană o grămadă. Eusebi într-una stă după pudding, că vrea să o monteze. Să sperăm că se va întâmpla asta curând. Mâine o să mă ocup la animale, vreau să pregătesc camera pentru prepeliție. Mai durează cel puțin 12-13 zile până o să iasă prepelițele. Numai că nu vreau să mă las pe ultima 100 metri, vreau să dezinfectez, să spăl bine, bine, bine. Pregătești maternitățile. Și după aia, asta însemna mâine este miercuri. Joi am câteva drumuri de făcut, deci de la 3 trebuie să plec de la fermă. Deci mă o să mă tund și mai am câteva drumuri de făcut. Deci cam împușcată și joi, nu știu ce apuc să fac joi. Și vinerea am altă treabă, trebuie să mai fac ceva prin magazie.
cred că abia în weekend pot să mă mai bag aici. Sâmbătă, că duminica îmi scoiau mai ușor. Sâmbătă cred că mă bag iarăși aici. Da, deci nu știu când o să mai reușesc să mai intru în grădină. Sunt mai multe de făcut pentru că prepeliție n-am mai avut și sunt foarte bine. Vreau să-mi refac matca. Trebuie să pregătesc din nou toată camera aia, să o dezinfectez, să o curăț toate alea. La iepuri, nu știu dacă v-am spus, vreau să demontez toate cuștile de iepuri, să le duc în spate la cele 3 boxe, să le las acolo. Vreodată mă mai apucă și cred că o să mă apuc în primăvară cu iepuri, dar doar de ăștia mici, dacă e de mulți și așa. Și acolo trebuie dezinfectat, duse maternitatea în cuștile, uitați-le unde sunt, sunt în fața containerului cu furaje. Trebuie să le duc la iepuri, dar am dus cadrul pe care o să stea ele și e fix la limită, nu mai pot să mai umplu nici la rastelul din dreapta, nu mai pot să mai fac nimic. Așa că dacă le-aș duce acum înăuntru la iepuri, n-aș putea să mă mai mișc. Am demontat deja ceva de acolo, am luat din plasele de acolo. Am pus peretele la despărțitor ca să pot să am două rânduri de pui de diferite vârste. L-am dezmembrat și am pus plasa aici când am închis. Urmează săptămâna viitoare să intru și în partea aia să curăț. Da, până nu, sincer să vă zic, nu cred că îl mai au la mulți cum am făcut, mulți cum am făcut în partea asta. Am zis mulți. Sper că n-ați auzit că am zis mulți. N-am zis mulți, am zis mulți. S-a obosit. Nu o să-l mai au la smuls. O să le iau la knockout și după aia bag motocultorul și nu știu ce o să pun acolo. Eu mai am niște bucăți de tablă astea de aici și mă gândeam să le iau să le pun pe toate pe jos, încât să nu mai am dea burane, că ăla o să stea. Ăla n-am ce să fac, că n-am cum să mulțesc din câte căpșune aici să pun și pe ăla. Nu știu, o să văd. Să fac măsura de burană, ce am o măsura de burană. Am aranjat un pic smeura, de să vă arăt și asta că am curățat aici, nu știu dacă am filmat treaba asta. Am curățat aici smeura și rândul. Am legat din ea, nu știu, și vedeți că e cheală acum. Nu vreau să vă zic de ce e cheală. Haideți să vă zic de ce e cheală. Vedeți că asta e mult bogat în frunzi? Mi-au intrat caprele aici într-o zi. Au reușit să împingă gardul, l-au desfăcut și mi-au intrat caprele aici și au mâncat tot rândul ăsta. L-au făcut, uitați-vă, la ochelii de frunze. Bine că nu prea mi-au rupt bețele. La ochelii de frunze asta după ce m-am muncit eu și am tăiat la ele și le-am... Bun, cam atât pentru astăzi. Mâine o să avem și filmare cu Pateu. O să vedeți, stați aproape, o să vină câteva oferte, o să reîncep colaborarea cu cei de la Pet Express. O să avem cod de reducere, o să avem și giveaway-uri și o să facem diferite activități împreună. Ăsta e în continuare, este ambasadorul, mereu a fost primul ambasador de la Pet Express. Ambasador Tundra, e așa băiatul meu, le spui că mâine te filmăm când îți facem băiță, prima oră când îți fac băiță, da? Să vedem dacă o să stai. Băiatul, tata grasul meu. Și mergem să facem, să filmăm, da? Mergem să filmăm, zi. Nu mai faci așa la valieră. Ia, să vedeți că mă mușcă dacă îi fac așa. Da? Hei, hei, boschetara, tu ce cauți aici? Boschetara nu mă ascultă. Vine aici și nu mai găsesc după aia. Du-te la loc tu. Ești. A se vedea cât de ascultătoare e uneori. A plecat cu sora să facă prostii, să facă bocăni în partea aia. Cam atât pentru astăzi. Eu am fost Alexandru, fermierul vostru preferat. Nu uitați să mă găsiți pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube, Domeniu Angel. Și până data viitoare, susțineți producătorii locali. Pa!